Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la ora știrilor. Procesul de demolare a renumitului restaurant Sănătate continuă, iar astăzi acest lucru l-au simțit nu doar vecinii supărați pe praful și zgomotul produs de lucrări, dar și proprietarul unui automobil. Mașina a fost făcută zob de o bucată de perete căzută deasupra. Surprinzător sau nu, dar șoferița nu a depus plângere la poliție și nici nu a fost de găsit pentru a comenta cazul. Martorii spun că mai întâi s-a auzit un zgomot puternic, apoi au văzut peretele prăbușit peste mașina parcată în apropierea unui teren de joacă. Când a bubuit tare, mi-a fost clar ce s-a întâmplat. Am privit pe geam și am văzut mașina pe acel trotuar. Întreg pasajul a fost blocat. În locul unui evacuator, automobilul a fost preluat de un excavator care l-a purtat ca pe o jucărie deasupra ruinelor. Proprietarul mașinii nu a fost de găsit pentru a comenta incidentul și, potrivit poliției, a refuzat să depună o plângere. În schimb, acest lucru nu încetează să-l facă deocamdată doar verbal locatarii unui bloc din preajma șantierului, care spun că nu au liniște din cauza lucrărilor de demolare. De o lună de zile la noi așa, că așa ne cutremură, ne cutremură. Ieri așa era un colp, tot o gradă asta nici nu te vedeai. Ne supunem riscului în fiecare zi. Angajații companiei de construcție care ridicau în grabă un nou gard au refuzat să stea de vorbă cu noi. Ulterior, la fața locului și-au făcut apariția responsabilii de la Inspecția pentru Supravegherea Tehnică, care au spus că au nevoie să se documenteze pentru a afla cine efectuează lucrările de demolare, care au loc de mai bine de o lună. Vedem acușa care e situația și dacă au ceva permisive pentru demolare. Acesta nu este primul incident de când a început dărâmarea restaurantului. În procesul de demolare a balcoanelor a fost atins serios și colțul blocului de locuit de alături, care de altfel s-a ales și cu numeroase fisuri. Pe de altă parte, noi proprietari susțin că au toate actele care le permit efectuarea lucrărilor, care spun ei respectă normele tehnice. Primăria municipiului Chișinău nu a comentat încă incidentul. Restaurantul Sănătate, vestit mai ales în perioada sovietică, ar fi fost vândut în urmă cu 2 ani. Pe teritoriul localului urmează să fie ridicat un centru comercial. Procurorii cer mandate de arestare pentru primărița de la Trușeni, arhitectul șef și fostul șef al unei întreprinderi municipale, cercetați într-un dosar de corupție alături de proprietarul unei firme. Acesta din urmă și-a recunoscut vina și a fost eliberat. Potrivit datelor anchetei, suspecții ar fi pus la cale o schemă prin care cereau mită de la agenții economici și persoane fizice, în schimbul eliberării certificatelor de construcție și altor documente pentru legalizarea unor imobile sau terenuri. Sumele pretinse variau între 500 și 1000 de euro, anunță CNA. Aceștia au fost reținuți și escortați marți la CNA pentru audieri. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani. Poliția de frontieră se dă cu presupusul și nu poate afirma că în avionul capturat marți dimineața au fost transportate țigarete. Și asta pentru că la bordul aeronavei nu era niciun pachet. Totuși, în acest caz au fost reținute 4 persoane, 2 dintre care au reușit însă să fugă. Având în vedere că presupunerile de contrabandă vehiculate ieri de autorități s-au epuizat, oamenii legii au pornit un dosar penal pentru survolarea spațiului aerian neautorizat și trecerea ilegală a frontierei de stat. Polițiștii de frontieră au spus într-o conferință de presă că doar presupun că avionul capturat la Iedineț transporta țigări în România. De asemenea, oamenii legii susțin că aeronava din Ucraina ar fi ajuns în data de 10 septembrie în Moldova, însă polițiștii i-au pierdut urma. Potrivit lor, avionul s-a aflat pe teritoriul țării noastre în jur de 3 zile, timp în care a fost căutat. Ulterior, în data de 14 septembrie, adică de luni spre marți, aparatul de zbor a trecut frontiera cu România. Reieșind din faptul că nava a survolat spațiul aerian, s-a aflat pe teritoriul României în decurs de 45-50 de minute, este o spunem așa, și din informații operative noastre și din cele documentate primar, putem constata că a avut loc o contrabandă. La nivel de presupunere este și prezența la bord a țigărilor de contrabandă încărcate din Moldova. Reieșind din faptul, cum a menționat domnul șef, precum că informația de survolarea spațiului aerian a avut loc în data, în seara zilei de 10, da? Prin dispecerat, putem presupune o astfel de fenomen.
Un alt eșec al acestei operațiuni este și faptul că după ce au anunțat că au reținut 4 persoane suspecte, 2 au reușit să fugă, fiind date în căutare națională. Au fost reținute la fața locului 3 persoane. Din păcate, 2 au reușit să evadeze. Sunt 3 ucraineni, după cum v-am spus, cel de-al treilea a fost depistat la hotel. Sunt 3 cetățeni ai Ucrainei și 1 cetățean al Belarusiei. Acestea sunt cercetate penal pentru survolarea spațiului aerian neautorizat și trecerea ilegală a frontierii de stat, singura anchetă inițiată până acum în acest caz. După conferință, Poliția de Frontier a publicat un video cu persoanele reținute și a emis un comunicat, în care însă nu a menționat nimic despre persoanele care au reușit să scape din mâinile oamenilor legii. De asemenea, responsabilii spun că încă nu au primit un răspuns din România despre presupusa contrabandă cu țigări. Totodată a fost inițiată o anchetă internă pentru a stabili dacă cineva dintre polițiștii de frontieră au fost sau nu implicați în acest caz. Amintim că Poliția de Frontieră a anunțat marți dimineață că a capturat o aeronavă din Ucraina ce avea la bord contrabandă cu țigări, iar ulterior a zis că a greșit și că avionul era gol. Acum 5 zile, polițiștii de frontieră de la Briceni au găsit un microbus la fel gol, care însă era plin cu contrabandă atunci când l-au reținut și sigilat. Autovehiculul urma să fie dus la sediul Poliției de Frontieră, dar după 2 ore de efectuare cercetărilor, mijlocul de transport a dispărut. 4 polițiști de frontieră vizați în acest caz sunt documentați pentru neglijență. Vrei să scapi de armată? Plătește 800 de euro. Cel puțin aceasta a fost oferta unui colonel din cadrul comandantului Centrului Militar Teritorial Edineț al Ministerului Apărării pentru un tânăr de 18 ani. În schimbul banilor, bărbatul urma să elibereze documentul de recrut. El a cerut ca suma să-i fie transferată în tranșe, prima dintre care de 200 de euro, să-i fie livrată împreună cu pachetul de acte necesare. Acesta nu a apucat însă să-și pună planul în acțiune, așa cum a fost reținut de ofițerii CNA în timp ce primea cea de-a doua parte a banilor, 600 de euro. El a fost plasat în arestul Comenduirii Militare a Armatei Naționale și este cercetat penal pentru corupere pasivă. Dacă va fi găsit vinovat, colonelul riscă până la 7 ani de pușcărie, o amendă de până la 120.000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice până la 10 ani. Fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguța, dar și șoferul microbusului cu plăcuțe diplomatice vizați într-un dosar de contrabandă cu anabolice, rămân în continuare cercetați penal. Precizarea vine de la șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Ion Caracuian, în contextul informației apărute în presă, precum că suspecții ar fi scoși de sub urmărire din motiv că nu s-ar fi stabilit vinovăția acestora. Sunt niște aberații. Noi n-am scos nicio persoană și părmerul cu dosarul ăsta. Amintim că în data de 28 decembrie 2020, Andrei Neguța a fost reținut pentru 72 de ore după ce a fost audiat și recunoscut în calitate de bănuit de complicitate la contrabandă cu anabolizante, iar pe 30 decembrie el a fost pus sub învinuire. PC Cox precizează că ancheta în acest caz se află în ultima fază a documentării. Focar uriaș de cazuri de coronavirus pe muntele Athos. Peste 1000 de călugări din mănăstiri din Grecia s-au infectat cu COVID-19, iar 8 dintre ei au murit. Între timp, țările de jos renunță complet la distanțarea de 1,5 metri și anunță introducerea unui permis COVID pentru localuri. În timp ce lumea se confruntă cu al 4-lea val al pandemiei, Chile anunță că a învins mutația Delta. Aproximativ 87% din populația eligibilă a fost vaccinată, iar autoritățile au demarat imunizarea copiilor. Mai mult de 1000 de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în rândul călugărilor de pe muntele Athos, iar 8 dintre ei au murit. A fost înregistrată o creștere importantă a numărului de infecții în mănăstirile din toată Grecia, cu mii de cazuri între călugări și mai multe zeci dintre ei fiind internați în unitățile de terapie intensivă, potrivit Hot News. Muntele Athos este o zonă de interes deosebit, aici 50% din populație fiind infectată. Între timp, țările de jos anunță relaxarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus,
inclusiv sfârșitul distanțării sociale, dar și implementarea, din 25 septembrie, a unui permis COVID pentru a intra în baruri, restaurante și la festivaluri, relatează Reuters. Documentul care va arăta dovada vaccinării, a recuperării după coronavirus sau a unui test negativ, va fi necesar pentru persoanele cu vârsta de cel puțin 13 ani. Rata de contaminare este în scădere în țările de jos, care la începutul pandemiei au instituit unele dintre cele mai slabe restricții din Europa, dar pe care le-au întărit în timpul unui al doilea val mortal. Purtarea unei măști de protecție rămâne totuși obligatorie în transportul public și aeroporturi, dar nu și în trenuri sau pe platformele de tramvai. În timp ce lumea se confruntă cu un al patrulea val al pandemiei marcat de mutația Delta, mai agresivă decât alte versiuni de COVID-19, Chile pare să fi depășit criza. Statul înregistrează cel mai mic număr de cazuri de COVID-19 din martie 2020. În regiune a fost imunizată circa 87% din populația eligibilă, iar autoritățile au demarat vaccinarea micuților cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani, potrivit Digi24, cu referire la CNN. Se pare că rata mare de vaccinare a fost catalizatorul unui număr mai mic de cazuri grave și infectări. Chiar și așa, autoritățile nu intenționează să reducă măsurile de protecție și precauție. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a contestat la Curtea Constituțională includerea sa în componența Consiliului Suprem de Securitate. El declară că acest lucru afectează principiul separației puterilor în stat și, în consecință, independența procuraturii. Mai mult decât atât, potrivit lui Stoianoglu, participarea șefului Procuraturii Generale la ședințele CSS are loc în baza unor modificări făcute de un grup de democrați în 2016 la Legea Securității Statului, acțiuni care contravin Constituției și care, potrivit lui, nu sunt recunoscute de democrațiile moderne. Într-un comunicat de presă emis de Procuratura Generală, se mai spune că decizia de a sesiza Înalta Curte survine ca urmare a ultimei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate din 10 august. Atunci, Maia Sandu ar fi acuzat Procuratura Generală că nu înregistrează progrese în dosare de rezonanță și că nu a deschis anchete penale multor persoane, inclusiv din actuala opoziție parlamentară. Fapt negat ulterior de șeful statului. Procuratura consideră o atare abordare ca fiind inadmisibilă și contrară legii și, prin urmare, nu poate fi tolerată pe viitor. Contactat pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță, ne-a declarat că instituția prezidențială nu comentează deocamdată sesizarea procurorului general. Casca de protecție și-a dovedit utilitatea în timpul unui accident produs ieri pe strada Trandafirilor din sectorul botanic al capitalei. Obiectul i-a salvat viața sau cel puțin l-a scăpat de leziuni grave pe un tânăr care presta servicii de curierat. În vârstă de 23 de ani, acesta a spart cu capul geamul unei mașini și din viteză a intrat în ea. În momentul impactului, tânărul conducea o motocicletă. Alcool testul a arătat că niciunul dintre cei doi șoferi nu era băut. Totuși, persoana care se face vinovat de producerea accidentului riscă o amendă de 1.500 de lei și 6 puncte de penalizare. Locuitorii capitalei ar putea de la anul viitor să contribuie financiar pentru lucrările de reparație și modernizare a curților de bloc. Ideea este deocamdată la nivel de propunere și a fost lansată de primarul general Ion Ceban, după ce unii au renunțat la acest serviciu prestat de primărie, nemulțumiți de calitatea lucrărilor. Chișinăuienii au păreri împărțite privind propunerea lui Ceban, în timp ce unii o aprobă, alții o critică. Primarul capitalei Ion Ceban a propus repararea curților cu implicarea oamenilor după ce un grup de locatari din sectorul centru au renunțat la acest serviciu prestat de primărie. Fiind chiar cu tehnica și cu antreprenorul în curtea respectivă, am solicitat să fie retrase tehnica și toți lucrătorii pentru a nu interveni și pentru a nu deranja locatarii după cum aceștia s-au expus. În cazul dat, curtea respectivă va rămâne în condiții în care există ea la ora actuală, fără intervenție și fără reparație. Urmarea acestei situații, edilul a propus să fie regândit conceptul de reparație a curților. Trebuie să venim cu raportul de 70 versus 30. 70% investește primăria, 30% investește locatarii. Pentru că noi intrăm, facem carosabilul, facem trotuarele, facem parcările, facem teren de joacă, facem teren de sport, bănci și ajungem și la bloc nemijlocit să reparăm unde acoperiș, unde alte lucruri
Dacă oamenii nu vor să coparticipe, cred că nu trebuie să insistăm prea mult. Sunt foarte multe adrese unde oamenii își doresc ca să investim. Locuitorii capitalei au însă păreri împărțite cu referire la acest subiect. De acord, punem mână la mână să fie civilizat. Cred că oamenii ar fi de acord ca să le fie mai... Dar nu știu, după posibilități, oricum... Nu pot să spun pentru toată lumea. Eu cred că majoritatea pensionarilor nu vor putea contribui. În același timp, Ceban a declarat că agenții economici care au contracte încheiate cu municipalitatea în ceea ce ține de reparația străzilor, amenajarea trotuarelor, parcărilor, dar și alte obiective și nu-și vor onora angajamentele, vor fi incluși într-o listă a rușinii. El a cerut responsabililor de la primărie să facă și o listă a companiilor care își execută conștiincios atribuțiile, care respectă termenele din contracte și standardele de calitate. În prezent, curțile blocurilor de locuit sunt amenajate în mai multe sectoare ale capitalei. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție!